Bună seara, dragi prieteni, și astăzi vom face o lecție publică pentru domnul Ion Nicolaev, inspector în cadrul Autorității Naționale de Integritate, unde o să-l învățăm pas cu pas cum corect și legal se folosește poșta de serviciu. Încep povestea prin a vă spune faptul că domnul Nicolaev a folosit poșta sa de serviciu în interes personal cel puțin de două ori. Prima dată, atunci când i s-au rost pantofii procurați dintr-un magazin și a folosit poșta oficială nicolaevaronani.md pentru a expedea scrisori în acest sens. Ori rezolvarea problemelor cu pantofii, nici de cum nu ține de competența inspectorilor de integritate ai autorității naționale de integritate. În al doilea caz, domnul Nicolaev a folosit poșta oficială atunci când a trimis o cerere de chemare în judecată pe numele meu, prin care cere 50.000 de lei de spăgubiri morale pentru ce, faptul că a încălcat legea și eu am spus clar acest lucru. Haideți să vedem regulamentul care Menționează și descrie foarte exact și foarte clar cum, corect și legal, se folosește poșta electronică de serviciu. Aveți în față un document care se numește Regulament cu privire la serviciile sistemului de poștă electronică a autorităților administrației publice din 2014, dar noi să ne referim mai mult la cel din 2023. Iată, avem un ordin al Guvernului privind aprobarea regulamentului cu privire la serviciile sistemului de poștă electronică al autorităților administrației publice. Mergem aici mai jos. Deci, ne, ne, interesează acest SPE, ce înseamnă această abreviatură. Și aici scrie foarte clar. Sistemul de poștă electronică al autorităților administrației publice. În continuare, SPE. Mergem la rubrica Utilizator. Utilizatorul SPE are următoarele drepturi și are următoarele obligații. Aici scrie Utilizatorul serviciului de e-mail electronic al autorităților publice este obligat să utilizeze SPE doar în interes de serviciu. Domnule Nicolaev, vă rog să citiți acest regulament, punctul 21, sub punctul 12, unde scrie foarte clar: Utilizatorul, adică dumneavoastră, al serviciilor de poștă electronică are următoarele obligații, domnul Nicolaev: obligații să utilizeze. SPE doar în interes de serviciu. Este destul de clar în limba română. Doar în interes de serviciu, domnule Nicolae. Eu aș putea mai mult să fac trimitere la acest regulament, dar nu vreau să vă plictisesc pentru că lucrurile sunt evidente. Ei folosesc resursele statului care sunt plătiți din bani publici, din taxe și impozite, pentru a-și clarifica chestiunile personale. Că e soros sau nu papușii, că e soros sau nu pălărie, că e soros sau nu jacheta, problemele lui care le are cu Bilețchi și postările lui Bilețchi în spațiu public. Chestiuni care nu țin sub nicio formă de interesul de serviciu, de atribuțiile sale funcționale în calitate de inspector. Exact în baza acestui articol, domnul Nicolae va pierde lamentabil în fața instanței de judecată. Și închei prin a vă spune un citat. O vorbă bună din popor spune că prostul nu este suficient de prost doar prin faptul că este prost. Dacă nu este și fudul. Este foarte important să știm să le cunoaștem în viață atunci când greșim și la timp să ne corectăm. Dar nu să mergem mai departe și să batem cu coarnele în perete că avem noi mari orgoliu, că suntem foarte îngânfați și înfumurați și că noi avem dreptate absolută întotdeauna. Domnule Nicolae, nu aveți dreptate. Ar trebui să faceți bărbătește și să recunoașteți acest lucru. Dacă dumneavoastră considerați că aveți dreptate, ne vedem cu cea mai mare dragoste și cu mâinile deschise în instanța de judecată, unde eu vă asigur 99,9%, dacă vom avea de sigur un judecător corect și onest, că dumneavoastră veți pierde în instanța de judecată această chemare, pentru că nimeni nu va a calumniat, Nimeni n-a spus lucruri false, iar dumneavoastră ați încălcat foarte exact prevederile acestui regulament aprobat de guvern. În mod normal, dumneavoastră ar să-l cunoașteți și să-l urmați, să-l executați în tocmai. Nu și atunci când cineva, un cetățean, vă face observație, nu să vă bateți cu pumnul în piept și să amenințați cu judecată. Dar, din potrivă, să scrieți, domnule, am înțeles, mă corectez, mă scuzați, să sesizați ci și așa mai departe și să le spuneți că ați greșit. Dar orgoliul probabil că este foarte mare, îngânfarea și aroganța este foarte mare, dar credeți-mă, mai avem suficientă răbdare, avem suficientă inteligență să i explicăm atât pentru dumneavoastră, cât și pentru colegii dumneavoastră, cât și pentru opinia publică, unde ați greșit și cum ați greșit. Eu doar v-am promis. Iar eu de promisiuni de obicei mă țin că vom monitoriza foarte atent fiecare acțiune și inacțiune a Autorității Naționale de Integritate, până în clipa în care toată mizeria și putreziciunea acestei instituții va ieși la suprafață. Slavă Domnului, sunt suficienți oameni curajoși în cadrul instituțiilor publice care pot, vor și pun umărul ca acest lucru să se întâmple. Mulțumesc frumos pentru atenție, dragi prieteni, distribuiți acest mesaj.